au întâmplat lucruri interesante pe Wall Street. Mai întâi, imediat după ultimul meu video, Facebook a dat rezultate. Foarte rele. Știți bine, chiar dacă financiar un contabil v-ar spune, vai ce rezultate bune a dat Facebook, el s-a prăbușit a doua zi 25%. Dacă ne gândim că toate acțiunile care au depins de pandemie, de statul acasă, cum au fost Zoom, Netflix, Facebook, la 2 ani sunt deja prăbușite mai mult de 50% din maxime. Gândiți-vă doar că Zoom de la 550 în ultimele 7 luni a ajuns la 150. Gândiți-vă că Facebook care nu mai departe de luna decembrie era 400 se zbate cu greu la 220. Aproape 50%. Netflix la fel. Din 700 e căzută și a vreo 40%. Concluzia pe care o tragem este pandemia s-a cam terminat. Și deși încă avem voci care ne spun că e pericol, că mai apare ultimul val al patrulea, al cincilea, lucrurile s-au calmat, sunt foarte multe țări unde și restricțiile s-au mai ridicat. E adevărat că la mine în Elveția, fără să fii vaccinat, nu poți să bei nicio bere la terasă, dar în rest lucrurile sunt destul de calme. Poate să intre oricine în Elveția, fără vaccin și fără test. Ceea ce e un lucru bun. Să redă libertatea de mișcare. Numai că, în urma pandemiei, în care economia a reușit să supraviețuiască cu bani tipăriți, respectiv cu quantitative easing de la Federal Reserve, cu deficite bugetare enorme, a venit momentul în care trebuie să plătim pentru banii tipăriți. Că ei nu aveau nici o acoperire atunci și nu au nici azi. E adevărat că PIB-ul a crescut, e adevărat că bursa de la New York este mult, mult mai sus decât înainte de pandemie. E adevărat că foarte multe companii au făcut profituri extraordinare și în farmaceutice și în IT, mai ales în IT. Dar oare ele, profiturile, se pot menține? Oare nu cumva investitorii au cumpărat la prețuri atât de mari încât astăzi realizează că aceste profituri ar trebui menținute 10 ani doar ca să ajungem la un preț corect pe care deja îl aveam în decembrie? Și atunci ce se întâmplă? Lumea vinde. De ce vinde? Pentru că a venit inflația. Aurul a început și el să crească, nu spectaculos, dar crește sigur zi de zi. Câte puțin, câte puțin încă nu veți vedea un bun pe aur. Abia când inflația va lua amploare, atunci vom vedea și un bun pe aur. Și de obicei, ca în orice criză, când criza e aproape de sfârșit, crește și aur. Dacă vă aduceți aminte, în 2008, în 2009, criza s-a terminat și aurul încă era 1200. În 2011 ajunsese la 2000. Pentru că efectele crizei duc la refugiu în aur. Până atunci unii se refugiază în dolari în speranța că Fedul va ridica dobânzile, iar Fedul, surprinzător, dacă în decembrie s-a discutat doar de două măriri de dobânzi, dacă la ultima reuniune Fed s-a discutat clar de minim patru măriri de dobânzi, de 0,25% în 2022, se discută de șapte măriri de dobânzi. Ba și mai mult se discută de măriri de dobânzi de mai mult de 0,25, Să discută că în iulie dobânda deja va fi 1% și acum e 0%. Până una alta, deși inflația publicată ieri a fost de 7,5%, cea mai mare din 1982 și de acum încolo, orice creștere de inflație ne duce cu gândul la perioada 7782, când inflația s-a dus și la 16%, când dobânzile au fost și 20%? Cum se va lupta fed cu acest fenomen inflaționist? Nu știu. Dacă s-apucă să ridice brusc dobânzile, să prăbușesc piețele. Ar vrea piețele să corecteze, dar cât mai încet și, pe de altă parte, inflația să dispară. Dar așa cum se pare doar pe zvonurile că va ridica dobânzile, domnul Powell, nu a reușit să stopeze inflația, care din 7% luna trecută a ajuns la 7,5%. Și în ritmul ăsta, până la toamnă, avem peste 10%. Adică avem inflație în Statele Unite cu două cifre. Foarte puțini iau în considerare această inflație. Încă nu o simt. Nu o simt, deși prețul grâului față de acum un an jumate e dublu, prețul altor alimente a devenit și el dublu, lanțul de aprovizionare s-a rupt și foarte multe domenii nu au cu ce să aprovizioneze, producția de mașini este puternic afectată de cipurile care nu vin din Asia și povestea poate să continue încă o oră în care să vorbim de ceea ce lipsește producătorului final. Eu pot să vă spun ceva. Nu știu cum se va rezolva inflația, dar nu prea avem nicio șansă la Federal Reserve. Dacă astăzi mai are șansa să ridice brusc cu jumătate de punct, cu un punct procentual dobânda, să avem un mic crac după care să ne refacem, s-ar putea ca la toamnă șansa asta să nu mai aibă. Și totuși să o facă când deja e prea târziu și când deja nu poate decât agrava atât prețul acțiunilor de pe bursă, cât și mersul economiei. Ne-am întins mai mult decât e plapuma. Și ne-am întins în America, în Europa, peste tot unde am tipărit și chiar acolo unde n-am tipărit, că Isărescu n-a tipărit nimic, dar inflație și la noi. Și deși Isărescu e la a treia ridicare de dobânzi, și roborul a ajuns la 3-40% la 3 luni, s-ar putea să-l vedem la 7%. Avis celor care au luat credite. Pentru că la noi, 99% ați luat credite cu dobândă variabilă. Dobânda era mică și nu vă prea preocupa. Gândiți-vă că atunci când va fi 7%, plus cei 2-3 pe care îi dați câștigul băncii, ajungeți la 10%. Și la ce aveți voi astăzi rata? poate să vi se dubleze. Pentru că mai e o nenorocire la noi. La început nu plătiți nimic din capital, plătiți doar dobânda. Și plătind doar dobânda într-un număr fix de luni, rata crește spectaculos. Da, mă rog, aici numai amestec sunt regulile impuse de BNR, ar fi multe de criticat, ar fi de criticat și de ce n-am tipărit și noi bani, dacă tot a tipărit toată lumea când trebuia, acum e prea târziu. De ce de data asta noi ridicăm dobânzile când alții încă să mai gândesc când să le ridice? Dar poate e bine că le ridicăm din timp, pentru că românul altfel ar fi intrat în criză mult după american și european și n-ar fi știut nici înainte, nici după ce l-a lovit. Ca a fost și în 2008. Mulți nu au prea înțeles ce e să prime, nu știu nici în ziua de azi, Certe că și-au pierdut casele, terenurile, joburile, economiile și au trebuit să o ia de la capăt. Vom vedea ce se întâmplă în viitor. Până una alta, dacă vă uitați, ieri după ce s-a publicat uh, inflația, Indicii bursieri au scăzut într-o primă fază, două, trei minute, 10, și au apărut euforici, că euforici există. Toți spun buy on the deep. Dar știe cineva unde e dipul? Știe cineva unde e fundul oceanului? Era o glumă. Și asta prin anii 90. Dacă crezi că o acțiune a atins fundul oceanului și de acolo nu mai are nimic de făcut, și nu mai poate să facă nimic decât să iasă măcar un pic spre suprafață de să crească, gândește de două ori. Poate să și sape. Și nu există niciodată preț minim pentru o acțiune sub care nu poate să scadă, decât zero. Singurul preț sub care o acțiune nu poate să scadă e zero. În rest, nimeni nu va ști. Nici eu nu cred că am bula de cristal, nici nu vreau să vă luați după mine, nici nu vreau să mi urmați ad literam sfaturile, dar le puteți asculta, le puteți trece prin filtrul dumneavoastră și puteți lua la sfârșit deciziile pe care le doriți. Până săptămâna viitoare, nu uitați! Subscrieți pe canalul meu de YouTube Feed Your Grid și încercați să nu vă lansați în investiții hazardate, mai ales în aceste momente. Volatilitatea va continua să crească. Anul acesta va fi greu. Și pentru shortări și pentru longări. Pentru că niciodată nu vom ști ce aduce ziua de mână. Și ziua de mâine e mai importantă decât viitorul, pentru că dacă nu e pe sensul tău, trebuie să și reziști. Și psihologic, E foarte greu să reziști cu o pierdere. La fel cum e foarte greu să rezisti să nu-ți marchezi profitul. Dacă aveți profit, luați-l acasă. Încercați să limitați cât mai mult riscul. Riscul nu e pentru oricine. Ca să poți să riști, trebuie să fi pierdut mult înainte. Și cum nu vreau ca cineva dintre noastre să aibă o astfel de experiență, așa cum am eu, e bine să nu riscați. Toate bune până săptămâna viitoare!